Aia, ce faceți băieți? Am o veste bună. Proștii să mulțesc. Mi-am făcut un test de sarcină și sunt 38% însărcinată. Cât înseamnă asta în luni? E, credeți că mint? Sincer să fiu, mie chiar îmi place. Ăștia pe zi ce trece devin tot mai proști. Dacă pământul este plat, de ce pomii cresc în sus? N-am un răspuns potrivit, dar dacă e să ne luăm după următoarea postare, pomii cresc în sus datorită faptului că sunt ouă îngropate în pământ. Bună, am găsit un ou îngropat la mormânt. Ce poate însemna? Mulțumesc. Cineva face ferme. E trebuie Trebuia să-l zvârli sau să-l pui pe foc, dar îl pui pe foc, cine face fermii, e vine urli, dă, că arde carne pe ea, nu-ți face fermii, e ție la o altă persoană. Mă, ce esență de prost trebuie să fii să scrii în halul ăsta? Și în general proștii se consolează unul pe altul, cum a fost și ăla, dar puse emoji ăla mirat. Farmece! Cum poți să scop buletinul dacă a căzut între bord și parbriz la un Fiat Ducato? Mergi într-o vamă și spui că ai coca. În 5 minute e tot bordul jos. Bună, mămici! Dacă n-ați singurică acasă, îmi poate tăia soțul crodonul trompilical? Crodonul trompilical? Pă bune, tu ești femeie și tu crezi că așa se numește? Cred că peste 90% din anii mei de școală am stat aproape în ultima bancă, bă, și tot auzeam ce spune profesoarea. Dar de unde dracu ai auzit tu croton trompilical sau cum naibii a zis? Te rog, eu femeie, nu naște acasă alături de bărbatul ăla care sigur e prost ca tine. Mergeți la spital că faceți dracu vreo nenorocire de intrați la pușcărie. Nu contează încotro tren dre... Nu contează încotro tren... Nu contează încotro tren... Nu contează încotro tre... tre... Nu contează încotro tre... 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 Nu contează încotro te îndrepți, ci pe cine ai alături de tine. Să înțeleg că asta e alergică la pauză și virgulă. Bună seara, am și o întrebare. Nepotul meu face majoratul la Vama Veche săptămâna viitoare și am auzit când vorbea la telefon cu un prieten că nu găsește iarbă în vamă. Îl văd supărat din cauza asta și vreau să mă ajutați voi, dacă puteți, să-i recomandați o cazare care are curte cu iarbă sau gazon ca să-și serveze majoratul cu prietenii lui, așa cum își dorește, sau măcar un loc unde să se bucure de iarbă verde. Mulțumesc! Dacă nu v-a spus-o nimeni până acum, doamna, am să vă spun eu. Nepotul dumneavoastră nu se duce să-și sărbătorească majoratul cu caprele, să le ducă la păscut. Ei vor iarbă, vor să bea, să fumeze, să dea la buci. Bună, la vamă poți trece cu copii? Nu poți, lași copiii la vame și cresc ei. Bună, grupa, am o problemă. Aseară m-am îmbătat și mi-am epilat ouăle. Niciodată nu vă epilați ouăle când sunteți beți. Bă, da, niciodată. Și m-am tăiat din greșeală. Tăietura este destul de mare pentru că unul mi-a târnă. Nu vreau să merg la camera de gardă că mi-e rușine. Îl pot coase eu? Menționez că sunt pescar și am ace și gută. La fel cum am spus mai devreme, nu vă epilați niciodată când sunteți beți. O să pățiți că asta. Interesant este ce a spus la final, că e rușine să ducă la camera de gardă, dar menționează că este pescar și are ace și gută. Bă, da, crezi că scrotul tău e năvod? An viață, derapezi mai repede decât crezi. An parcuri pe străzi și an canale, ai destule dovezi. Mi-am băgat degetul în cur și nu simt nicio plăcere. De ce le place fetelor așa de mult sexul anal? Sau eu nu simt nimic pentru că-s băiat? Gata, îmi bag picioarele, luăm o pauză. Înainte să trecem la următoarele postări, pentru cei care vă uitați acum la clipul ăsta, vă rog apăsați butonul acela de like pentru că ajută foarte mult și pentru cei care nu sunteți abonați, e foarte scurt, puteți să apăsați pe butonul acela de abonare și clopoțelul de lângă neapărat. Și al treilea lucru ar fi, YouTube-ul a implementat o nouă opțiune de mulțumire, dacă și tu ai râs la clipul ăsta și dacă vrei să susții canalul, o poți face. Continuăm episodul! Dacă vrei să primiți flori pe 14 februarie, muriți pe 13. Zing! Vân roși biogaratant accept anal. Iza la barator. Detalii am privat. Până și o găleată de aia cu roșii mai deșteaptă decât e ăsta. Bună, mă, Michi! Am făcut drog de mel cu 3 tipe de carne. O ieșit super. Mulțumesc pentru sfat și vă poftesc să gustați și voi, nu o să vă pere rău. Chiar e foarte bun. Vă pupăcesc, o seară frumoasă. Ne-am m-am săturat de Zelenski că nu cedez Ucrania la Putin și omor oameni lui. Dor de plăcere face pace cu Putin și dai chei la intrare, popore Putin, eliberează pe națiile sujucate de satana din America de Sud. Ceda tot și încetați, rezist. În România nu avem nevoie de boți de aia rusești, îi avem pe ai noștri. Când îți este greu, gândește-te cât de greu îi este lui ăsta. M-am săturat de toată lumea perversă și ria, chiar dacă eu nu sunt cea mai frumoasă, dar am o imină. Sifletej nu urtă că voi, dar azi stai singură ca ursul, că-i mai bine. Cine știi să simt,
jigodilor, vânădă ouă de crucă, brânză pentru Pască și carme de mel pentru la sărbători de Paște. Bună, este pe aici cineva care realizează torturi din Pampers. Tort din Pampers? Bănuiesc că tu deja ai umplutura, nu? Eu și fanela meu, după ce m-a dat în parașute și mi-a luat vată înfiptă, bățule, cam dulceagă, dar bună. Am bărbat îngrijitor, face poftilii toate săptămâna viitoare. A zis că mergem la ăia unde pune filme pe perete, că e frumos și dă și porumb de la... Dă și porumb de la făcut la tigaie cu ulei, oficatule, curvele că vede că bine o ducem. Eu și fanela meu, te live view faneluș. La câte episoade din Proști pe Facebook am făcut, eu nu înțeleg de ce oamenii ăștia simt nevoia să posteze tot felul de tâmpenii pe pagina lor de Facebook. În primul rând, eu nu știu de ce și-au făcut pagina asta de Facebook, să vadă toată lumea cât de analfabet sunt. Pă bune, acum tu nu te uiți ce scrii sau... Eu înțeleg că poate unele sunt făcute la mișto, dar... Uitați-vă, intrați pe Facebook, intrați pe grupuri să vedeți, bă, sunt unii atât de analfabeți, pe, ei oricum ei uită ce au scris, sau dacă îi pui să citească, ei nu știu ce au scris, ei nu știu, sunt proști. Am un bărbat ce al iubesc mult, căci noaptea când doarme îmi bagă limba între picioare. Stai că nu înțeleg, când doarme el, îți bagă limba între picioare? Chestiile astea mă depășesc. Femeia modernă bea mai mult decât un bărbat. Tin să-i dau dreptate. Sunt divorțată de 4 ani și am simțit și eu nevoie de plăcere masculină. Am vrut să mă satisfac cu placa mea de păr. Bă, n-are ce să meargă prost. Și cred că am lăsat-o prea mult în priză, pentru că mi-a ars falangele anale și ustură. Ce aș putea? Ți-a ars falangele anale? Tu ai idee ce s-alea falange? Dar nici eu nu știu ce s-alea falange. Ha, ești prost, nu știi ce s-alea falange. Ba da, mă știu, dar nu vreau să zic acum. De ce n-ai vrut să-ți bagi o placă de păr în fund? Când la bucătărie ai mixer, ai blender, ai cuptor cu microunde, poți să ți-l îndești în cur. Și am ajuns și la ultima postare de astăzi, băieți. Nu le-am cu computerele și am nevoie de ajutorii. Am intrat într-un grup de WhatsApp unde îți poate spune dacă ești însărcinată, dacă le trimiți o poză cu zonele intime, este pe bune sau ami vor dar un răspuns fals. Știu că poate sunteți puțin dezamăgiți că începe să realizați cât de mulți proști sunt în preajma noastră, dar eu vreau să vă zic ceva ce o să vă bucure și o să vă schimbe puțin starea de spirit. Gândiți-vă că atunci când mergeți la vot și ăsta votează altceva, practic ți-a anulat votul tău. Reveni la postarea noastră, da doamnă, trimiteți-le poze cu curul, cu tot ce vă mai cere, oricum doctorii sunt inutili, n-avem nevoie de ei. Gata băieți, cam ăsta a fost episodul pentru astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, lăsați un like, pentru cei care nu sunteți abonați, chiar vă rog să faceți și să activați clopoțelul. Și am o rugăminte, lăsați în comentarii care postare credeți că a fost cea mai tare, cea mai amuzantă și dacă cumva vedeți și voi pe Facebook, pe Instagram sau oriunde o postare care credeți că ar merita să apară în următorul episod, o puteți trimite pe WhatsApp la numărul ăsta. Vă mulțumesc! Gata băieți, încă o dată vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, să auzim de bine! Pa!